Doamna Larisa, să știți că multă lume nu crede în prietenia adevărată dintre câteva femei. Însă exemplul vostru, exemplul oamenilor care vă înconjoară, demonstrează că, de fapt, prietenia între femei, între doamne, între domnișoare, așa cum ați fost, există. Astăzi vin să vă spun un mulțumesc. Un mulțumesc pentru amintirile pe care le-ați lăsat în sufletele a două doamne speciale, care așa a vrut bunul Dumnezeu să fie numite cu același nume. Aceste două doamne sunt departe de dumneavoastră, iar sufletul lor este mereu alături de dumneavoastră. Să știți că ele au cu prezența lor o importanță majoră pentru destinul vostru. Din această cauză vom depăna un pic amintirile. Ați apărut cumva întâmplător într-o mică copilărie în viața uneia dintre ele. Așa a vrut destinul să vă împrieteniți, iar în timp ați devenit mai mult decât prietene. Ați devenit surioare de suflet. Ați crescut și uite că destinul a fost atât de plin și încăpător încât ați zis că mai este loc încă de o prezență feminină. Și ați invitat-o și pe încă una dintre ele să vă fie aproape. Așa ați devenit 3 la număr. O domnișoară frumoasă, deosebită, cu ochii albaștri, care a știut să vă vină aproape. Noi 3 am fost. Dumneavoastră vă amintiți când erați un pic mai tinerele. Da, un pic, da, dar un pic mai tinerele. Da, da. Când alergați pe la iazul din apropiere, da, și nu cam vroiați să meargă cea de-a treia, că nu cumva avea niște genunchi mai subțiri. Asta erau amintirile voastre. Asta e destinul la vostru. La Nistru? Eu până am început a mă pricepe la toate ierarhiile, căci între timp voi ați devenit prietene după surori de suflet, dar ceva timp v-a luat ca să deveniți și rude. Una v-a devenit cuscră, căci ați fost prezente la o cununie frumoasă. Așa. Iar cealaltă cu mătră frumoasă, mândră și aleasă. Ia să-mi spuneți dacă v-ați dat seama cum se numesc aceste două doamne și dacă Luba, da... Luba și Luba. Cuscra Luba și cu mătra Luba. Și să știți că ele v-au trimis aceste flori. Știți pentru ce? Mulțumesc pentru prietenia ta. Mulțumesc că fiecare telefon a fost ridicat la timp și fiecare apel a avut un răspuns de la tine, draga noastră. Mulțumesc de susținere. Mulțumesc de prietenie. Mulțumesc de faptul că niciodată n-ai uitat de noi. Mulțumesc că masa ta a fost mereu plină cu de toate, pentru noi. Mulțumesc că ai devenit ceva mai mult pentru noi două. Și mulțumesc că ești tot așa de pozitivă și ai aceiași ochi frumoși ca și în tinerețea noastră. Astăzi vrem să-ți spunem mulțumesc pentru că în această lume ai adus doi bravi bărbați. Unul e Alexandru cel Mare și Voiosul și cel de-al doilea este Cristi cel Haiducu. Astăzi, în ultima zi de aprilie, mâine este o zi foarte importantă pentru dumneavoastră, este prima zi din mai, luna care v-a dăruit doi feciori. Pe data de 2 ați devenit mămică de băiat și pe data de 8 mămică de băiețel. Da, și cu motociclă. Au crescut! Și cu motociclă! Au crescut băieții noștri și acum dumneavoastră strângeți roatele muncii voastre. Ei vă susțin, vă iubesc și vă apreciază. Mulțumesc, draga noastră, Larisa, că ești așa cum ești. La mulți ani și ca să aplaudăm pe doamna Larisa! Bravo! Acest buchet de trandafiri vine din partea lor, din partea la două iube cele îndrăgostite de dumneavoastră. Le primiți? Le primim. Dar eu aș vrea mult de tot ca acest buchet de flori să fie totuși oferit de o mână de bărbat. Și dacă tot l-am numit bărbatul Mahalei, să vină el cel voios cu mustăcioara lui frumoasă. Mai sunt bărbați. Ia dă-i eu mă ghine să filmez. Așa. Da. Ți-ai adus și aminte, măcar că dacă nu te aduci tu aminte la timp de dăsile, măcar el de tine. Frumoasă, îmi pare, foarte bine, nu m-am așteptat de așa
am primit o plăcere foarte frumoasă, nu m-am așteptat de așa ceva, de la prieteni, de la cumătre, de la cuscri. Da, și eu le stimez tare mult, le iubesc și le pup. Doamna Larisa, îmi promiteți că acest spumant o să fie deschis atunci când la masă o să fiți toate trei prezente? Da, ei, dar noi nu cu ăsta nu ieșim. Dacă ne grea mai demn, tăi, păi nu ne ieșim. Eu zic că ăsta să fie începutul, bine? Da. Să vă ofer așa și să fiți de sănătate și de multă, multă fericire. Noi eram toate trei prieteni. Eram Ieș, încă Liuba, care de la Moscova, și încem la Nistru, dar el era mai tortoșel, că era moda tortoșelii. Eram slabă și nu știu, că du-te, că nu ne prițichezi băieță. Foarte greu. Dar le dau asta educație direct, cu măsură, fiindcă băieții sunt ca păsările astea. Dacă îi strângi foarte mult în colivie, sunt prea sălbate și dacă le dai prea multă libertate, nu-i mai întorci înapoi acasă și nu mai țin la cei care rămân acasă. Și chiar de fiecare dată când ajung să zic o felicitare pentru o mamă cu băieți, zic că ați trecut cu brio examenul educației pentru bărbații pe care i-ați crescut. Să trăiască femeia din voi și să trăiască femeile care o să fie fericite de fecioarele dumneavoastră.